Inspectorii sanitar veterinari Hunădorene au aplicat amenzi în valoare de aproape 100.000 de lei în urma unor controle efectuate pe parcursul lunilor februarie și martie la un număr de 92 de depozite alimentare autorizate, super- și hipermarketuri, magazine alimentare, unități de alimentație publică, piețe acroalimentare. Cu ocazia acestor controle au fost verificate și loturile de produse alimentare obținute prin procesarea laptelui sau a unor produse lactate provenite din statele membre ale Uniunii Europene sau din țări terțe. Ca urmare a neregulilor constatate și a încălcării prevederilor legislației în domeniul siguranței alimentelor, s-au aplicat 12 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 99.600 de lei. În urma controlului lor efectuate au fost constatate principalele neconformități privind nerespectarea normelor sanitare veterinare privind depozitarea produselor alimentare, manipularea și etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare, igiena și întreținerea necorespunzătoare a spațiilor din dotare, deficiențe privind demonstrarea trasabilității produselor alimentare. Se arată într-un comunicat al veterinarilor hunedoreni.